nu vină mea eu. Mâine fără camere, da? Serios? Da, da. Ok. Să facem o rămâță seara asta? Bine. Am lucrat la trăsie de m-am spart. Părinți sunt hazard. Nu, no, e ok. Mersi! Yes! Hai, Robi, băga mi-aș! Nice! Ăsta e vibe-ul de care am nevoie. Hai că bine, las! Unde e ăla? Nice! Oh my god! Oh, mi-a căzut rața. Sugar și Enduro 2023. Bine v-am găsit la cea de-a doua ediție a probabil celui mai prietenos concurs de enduro din țară. Concurs împărțit în trei categorii, MTB, Hobby și Cerenduro, alcătuit de 9 probe speciale pentru MTB și Cerenduro, iar 7 probe speciale pentru categoria Hobby, categoria unde am participat și eu. Cât despre dificultatea traseelor, vă voi lăsa să urmăriți parcursul meu în concurs în cele ce urmează. Spor la vizionat! Până la zonă 102, Sas Robert, aici te rog. Mulțumesc, da. 107, Sava Ioan, al shaper de-al nostru. 121, Borchici Dorian. 113, Jamie este. 5. Și am plecat. Acesta este oficial primul meu start, prima mea competiție de bike ever. Hai să vedem ce am făcut. Bravo, Robert, nici măcar cu camionul nu l-ai curba așa de larg. Transferul de pe PS2, un loc absolut superb, un peisaj fantastic care mi-a luat gândul de la orice fel de efort fizic. Mi-a plăcut la nebunie porțiunea asta. Probabil vă întrebați ce e cu vocea asta care tot întrerupe videoclipul. Ei bine, în perioada concursului, după cum se poate auzi, am fost răcit, așa că am ales să mă concentrez mai mult pe ceea ce am de făcut. Oricum vorbitul nu e punctul meu fort. Să vorbim puțin și despre bike-ul meu. Un Bergamont Straightline din 2015 cu rost de 26, custom, făcut de la zero pe piesă. O bicicletă de downhill cu proprietăți de enduro, cu siguranță nu foarte des întâlnită. Adică pe bune, un cadru de downhill cu dropper și transmisie de enduro.
pe cât de stupid pare, totuși în urcare nu am avut nicio problemă să depășesc concurenții cu biciclete gândite pentru acest concurs. Reușit să-i prind din urmă chiar și pe cei cu biciclete de ultimă generație. Santa Cruz, Specialized și alte branduri de top. Cu toate că această secțiune nu a fost contra timp, am decis să am un ritm mai alert. Nu știu de ce, așa m-am simțit cel mai bine. Asta a fost transferul de pe PS2, o urcare nu foarte lungă, suficient cât să ne încălzească pentru prima probă specială a zilei. Doar sugerez că poți să mergi un pic mai în spate, dacă vrei să-ți iei avânt ca toți ceilalți. Eu. E electric, nu-i probă. Da. Deci tu ești... 102 Roberts asta. Da. Poți să-i dau. Oh, 102, da. Gata? Oh, mersi. Da, ok, mersi. Mersi.
102. Trebuia să las ceva sau ceva? E ok, da? E chip și nu avem port. Oh, ok. Dar portul nu e un punct în care să... Oh, serios? Da, am înțeles. Am înțeles. Ok. Bună. Desigur. Aici. E bulan!
Ok? Se putea mai rău? Hii! Ha, da. Hai, încercăm, mă zi! Oh, ce bulan! Mamă! E ok? Se putea mai rău? E ok, și nu e așa de boring. Se ca la cross country ăla sau ce concurs e? Când mergea cu cursierele? Și la bolovan le iau în mână, știi? Da, știi ce-s ala? Ciclocross. Ciclocross, așa. Da. Fuai de bine. Băi, nebunul iau în mână câteodată, bă. Și eu de-abia aștept să ajung acasă. Cristio! Cerc! Oh.
102, scuze, da, asta e situația. 102, da? Da. Hai și tu puțin mai față, da? În groapă? Acolo, acolo. Acolo. Și eu? Poți să te bagi. Da? Dă-i! Merci. Uh, 102 a fost, e ok? Nu! Deci 102 e ok, da? Merci. Ok. Haide, pula mea.
Yeah. E ok. Cred că era Răzvan cu cable cam-ul. Deci eu am auzit. Am auzit ceva. Mergeam. Cred că l-am auzit pe el, da. Era în dreapta undeva, nu? Da. Fuuu, nu mai îmi simt picioarele, bă. O stă doi. Fute lanțul măsii. Da. E clar. Se mai întâmplă. Da, pula. Uite. Bă, mi-a căzut lanțul și mi s-a înfășurat de 3 ori. Salut, frate. Bravo. Ah, ne simt bă. Am scăpat. Hai de cap, mă. Oh. Asta a fost și participarea mea la Sugar și Enduro, o competiție fantastică care cu siguranță va rămâne mereu în amintirea mea. Vă voi lăsa aici câteva poze din cadrul concursului. Sper din suflet să se mai organizeze. Sunt convins că ediția viitoare va fi mult mai faină de tot. Mersi pentru vizionare, iar până pe data viitoare, spor la dată!